Salut, sunt Mircea și odată cu începutul pandemiei am fost pus în fața situației de a căuta o nouă sursă de venit. După mai multe luni de căutare, am aflat că există opțiunea de a face design-uri pentru tricouri și pentru alte produse, iar din vânzarea acestora să ai un venit. Prima mea încercare, am încercat să mă înregistrez pe pagina, o filială a Amazonului, Amazon Merch. Nu mi-a reușit deoarece Republica Moldova nu este compatibilă, iar după alte căutări am găsit o alternativă acestei pagini, pagina web Redbubble. M-am înregistrat, am încărcat primele 3 designe și așteptam să fac venit din prima zi. Nu funcționează așa. Iar după mai multe luni de la încărcarea acestor designe, am avut o primă vânzare, ceea ce mi-a dat de înțeles că trebuie să continui să încarc designe și vă invit să vedeți ce s-a primit. Acesta este magazinul meu pe Redbubble. După cum vedeți, la moment am 322 de designe. Dacă punem că fiecare design merge pe mai multe produse, cred că sunt câteva mii de produse. Dacă o să ne uităm la o situație statistică, vreau să spun că am 32 de vânzări, 29 de produse favorite, am 1997 de vizualizări ale produselor de pe magazinul meu. Puteți să vedeți aici veniturile mele. Am încărcat primul produs în martie, iar prima vânzare am făcut-o în noiembrie, peste circa în jur de 8 luni. După această primă vânzare despre care vă spuneam, am început să încarc mai multe designe, respectiv următoarea lună, decembrie, am mai făcut o vânzare, ianuarie încă o vânzare, februarie, apoi martie câteva vânzări, am crescut, aprilie iarăși, mai iarăși, aici încă nu sunt toate vânzările adăugate, plus țin cont că suntem și la jumătatea lunii. Am 33,59 de cenți la moment. Totodată vreau să vă spun că dacă putem să vizualizăm și o istoria vânzărilor, am produse vândute în Franța, Regatul Unit, Germania, Statele Unite, Canada, dar și alte țări. Bine, 33 dolari nu este o sumă așa de mare, este o sumă mică, dar este un început. Vreau să vă spun că Redbubble face transferurile în fiecare lună la data de 15-a lunii, cu excepția dacă e weekend, fac pe data de 17. Și pentru a face transferul trebuie să ai cel puțin 20 de dolari. Vreau să vă spun că acest site nu este fake. Pe el cu adevărat se poate de făcut bani. Puteți să vedeți o primă istorie a transferului. 33,59 dolari. Banii au fost transferați sau către contul de PayPal sau către cardul dumneavoastră bancar. Pentru mai multe detalii, urmăriți contul meu de YouTube, abonați-vă, dați like și distribuiți acest video. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc!